Olimpiadele și concursurile școlare nu se mai țin anul acesta. Ministrul Educației Monica Nisie a semnat marți ordinul prin care se suspendă organizarea pentru anul școlar 2020-2021 a olimpiadelor, concursurilor și competițiilor școlare. Practic, prin acest ordin, ministrul a amânat aceste activități pentru anul viitor. Se suspendă olimpiadele, concursurile și competițiile școlare în anul 2020-2021. Oficialii din Ministerul Educației susțin că decizia de a organiza doar anumite olimpiade online ar crea discriminare. Acesta este cel de-al doilea an școlar în care olimpiadele nu au loc din cauza pandemiei de coronavirus. Doamna ministru și doamna secretar de stat, Luminița Barcari, a declarat luni, 2 noiembrie, într-o conferință de presă, că numărul mare al competițiilor școlare și al elevilor participanți împiedică organizarea competițiilor conform regulamentelor proprii în vigoare. Și atunci, organizarea, dar a unor anumite olimpiade în mediul online, ar crea o discriminare între elevi. Și atunci, în anul școlar 2020-2021, competițiile școlare și extrașcolare se vor suspenda. Cadrele didactice spun că numărul mare al competițiilor școlare nu permite organizarea acestora în condițiile în care trebuie respectate anumite reguli pentru prevenirea și combaterea noului virus. Din cele transmise până acum de Ministerul Educației, olimpiadele vor fi suspendate anul acesta școlar. Mai rămân unele concursuri care se vor desfășura online, dar nu cele cu caracter de olimpiadă. Din punctul meu de vedere, este o decizie corectă pentru că însemna un stres suplimentar, o pregătire suplimentară pe care până la urmă nu putem desfășura online. Ca urmare, sunt decizii pe care le luăm în funcție de situațiile care intervin. Și elevii sunt în asentimentul cadrelor didactice. Din perspectiva mea, aspectul anulării olimpiadelor școlare nu este pe atât de sumbru precum pare pentru unii dintre elevi, și anume aceia care muncesc constant pentru performanțe, deoarece nu mai există aceeași plăcere de a concura, având în vedere situația critică în care suntem incluși cu toții. În plus, materia nu este fixată așa cum ar trebui în mediul online, iar efortul depus de un elev pentru a obține rezultate bune la competițiile școlare s-ar dubla, generând mult mai mult stres. Consider că anularea competițiilor școlare de orice fel este un lucru bun, fiind sigur din punct de vedere medical, cât și o bătaie de cap în minus pentru elevii care în mod normal s-ar fi pregătit, deoarece pregătirea de performanță prin intermediul online, prin intermediul unui ecran, este mult mai grea decât cea față în față și cred că atât eficiența cât și rezultatele ar fi mult mai mici. Foarte multe școli sunt închise, iar elevii se duc la ore exclusiv online. Până la urmă, este o măsură care este luată pentru a rămâne cu toții sănătoși și a ne proteja atât pe noi cât și pe cei dragi nouă. Iar până această situație se va remedia, deși olimpiadele au un rol esențial, cred că mai importantă este sănătatea noastră. Pe de altă parte, reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că profesorii vor fi atent verificați dacă și cum susțin lecțiile online.